Scoarul Catedralei Nașterea Domnului din inima capitalei s-a transformat într-un spațiu în care producătorii locali în ajunul sărbătorilor pascale au adus o varietate largă de produse tradiționale. Cozonaci pufoși, pască delicioasă și ruladă proaspătă au fost așezate cu mândrie pe tarabele decorate. Cumpărătorii nu s-au lăsat mult așteptat și au făcut cozi la tarabe pentru a alege cozonacii care nu trebuie să lipsească de pe masa de sărbătoare. Vânzătorii au venit la târg cu cele mai diverse produse pascale. Dau asigurări că prețurile sunt accesibile, iar cozonacul și pasca rămân a fi cele mai solicitate. Este panetone, cozonaci, rulete, iepurași, am destul de parcă de toate feluri. Imi în vedușul nostru rulete появились с лепестками роз. В прошлом году их у нас не было. В этом году уже немножко ассортимент начинает появляться немножко лучше. Avem tradițională pască cu brânză la realizare, cozonacii, iepurașii de Paști, mielușei de Paști și cele mai solicitate astăzi, din cei ce avem în prima zi, avem pasca cu brânză, cea mai solicitată până la moment. Și ce mai avem? Nu avem baba neagră tradițională. Larisa Popa este patiser și de 52 de ani pasiunea ei pentru arta culinară este cea care o determină să creeze în bucătărie. Este al treilea târg pascal la care participă. Produse naturale, cozonac, pască, rolade cu vișină, rolade cu nucă, rolade cu mac, cu stafide, tot natural ca la mama acasă. Noi avem un produs acum, mălai țărănesc pentru copii, am gândit mai natural, rolade cu spanac. Oamenii n-au plecat de la târg cu pungile goale. Au fost și din cei care au cumpărat cozonaci care vor face drum lung până la rudele lor stabilite peste hotare. Foarte хорошая подготовка. Я смотрю такое разнообразие и столько много всего, что мы подарочки уже начали брать. А что покупали? Ну, мы покупали пасочку, потому что сейчас идем встречать автобус и передаем назад уже пасочку от нас. Am cumpărat pască, cozonac, iepuraș pentru fetițele mele. Nepoțelile, Jamie. Par prețurile? Normale. Am nepoți. Nepoței. Acum am luat la o familie, la picior. Are trei Jamie. Și le-am luat lor. Ce ați cumpărat aici? Am luat un panetone, o roladă și păsculiți mitiere. Târgul pascal din scoarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului va fi deschis până pe 4 mai.